moment înălțător pe care elevii școlii Sfinții Martin Drâncoveni au pregătit cu atâta dragoste pentru a aduce un prinos de mulțumire pentru cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în toate timpurile și în toate locurile pentru apărarea și întregirea neamului nostru românesc. Este un moment înălțător și pentru faptul că în această seară Bunul Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem printre noi un nume de renume internațional în persoana domnului naist Nicolae Voiculeț, care a adus și dânsul un prinos de jertfă, având în vedere că a venit în mare fugă de la București, în seara aceasta are un concert, spunându-ne că nimic nu este mai frumos decât să te jertfești pentru viitorul și copiii României. Deci pentru generația care ne va înlocui, dânsul a venit în această seară și va interpreta câteva piese din repertoriul dânsului, și anume un colind deschide ușa creștine, pentru că suntem deja în pragul Sfântului Apostol Andrei când încep colindele să se cânte, Ciobănașul singuratic și, așa cum anticipa și doamna profesor, imnul național Deșteaptă pe Române. Vă mulțumim, maestre, și vă urăm după acum ca Sfântul Nicolae să vă protească, să vă dorească sănătate și să ne încântați mereu cu prezența și cu naiul care ne-a făcut atât de fericit de fiecare dată. Mulțumim.